Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu o nouă citire pentru cei născuți în zodia Vărsătorului, sau mai exact cu Soare, Lună, Venus, ori ascendent în zodia Vărsătorului. Am amestecat cărțile, la un moment dat am văzut spânzurat într-o poziție incertă, mai exact pe orizontal, și cred că este vorba de niște compromisuri. Oricineva trebuie să facă niște compromisuri, oricineva s-a săturat să mai facă niște compromisuri, s-a săturat să aștepte și eventual trece la acțiune. Nu era certă direcția, deci nu pot să zic care din cele două variante. Varianta este mai aproape de situația voastră. Vărsător, Soare, Lună, Venus, ascendent. Oh, Vărsător e chiar aici, da? Regele de spade. Așteaptă, cum am zis, așteaptă. Asta e poziția așteptării, cartea așteptării. Așteptați roadele unei situații în care ați depus destul efort. Primele roade. Să vedeți dacă veți continua sau nu munca. Acum, să tăiem cărțile. Vărsător, februarie 2019. Ia să vedem. Că tot este lună nouă în Vărsător. Frumos! Puterea! Iar a apărut cartea. Șapte de monede. Șase, am zis bine. Șase de băte. Turnul. 10 de cupe. Foarte frumos. 8 de cupe. Partenerul, partenera, persoana de care sunteți atrasă, e cam rănită. 4 de cupe. 9 de cupe. A mai avut cineva în poziția asta, parcă să nu greșesc, a mai avut totuși cineva o zodie. Puteți să căutați zodia care a avut în aceeași poziție 9 de cupe, 9 de săbii, valetul de cupe, finalul, luna. Luna poate are legătură cu luna nouă, cu luna plină din Vărsător. E o situație legată de lună. De asta pot să fiu sigură. Sunt niște evenimente, niște hotărâri emoționale care au legătură cu luna. Luna plină, luna nouă, voi știți, urmăriți, faceți-vă un jurnal de lună, recomand tuturor. Hai să vedem energia comună, Marea Preoteasă. Secrete. Așa spun unii, că această Mare Preoteasă reprezintă secretele, dar reprezintă foarte mult. Marea Preoteasă poate să reprezinte și o persoană în semnul peștilor, unii zic că și a taurului, asociază această lună cu Venus. Poate să fie chiar și Vărsător oricum. Cred că ceva legat de februarie, că doar suntem în februarie, da? Luna a doua. Mie îmi place foarte mult, cred că e preferata mea această carte, după care urmează Împărăteasa. Este o persoană conectată la intuiția ei, este o persoană care studiază tarotul, astrologia și alte științe vechi, psihologia, evident, poate și limbi vechi. Și să nu uităm că, da, tarotul în oglindă se citește Tora. Ea este opusă marelui preot care urmează niște dogme, niște reguli, da? Ea nu le urmează, le urmează după alte principii și, de fapt, principiul după care le urmează este, de fapt, intuiția ei. Aceasta este Marea Preoteasă, energia comună dintre voi. Dar mult mai simplu ar fi să zicem secrete. Sunt niște secrete sau o legătură profundă între doi oameni. Poate voi sunteți aceste două personaje. Poate voi sunteți. O legătură, ia uite, și asul de monede. O legătură profundă între voi doi, în care unul poate
poate să fie concentrat mai mult pe stabilitatea și independența lui financiară, pe când celălalt să fie concentrat mai mult pe dezvoltarea sa spirituală. Asta simt în acest moment. Unul să fie mai pragmatic decât celălalt. Oricum, dacă ar fi să ne limităm interpretările, da, este o situație care e oarecum mai ascunsă, măcar unul dintre voi. Și cred că putem vorbi de secrete în condițiile în care avem această lună. Dar să vedem cum simt cărțile. În sufletul luna voastră aveți puterea. Puterea reprezintă o persoană născută în zodia Fecioarei sau Aleului, da, avem ambele zodii. Oricum, cred că dacă nu vă gândiți la o persoană născută în zodia Fecioarei sau Aleului, vă doriți să vă controlați impulsurile emoționale. Sunt adesea impulsiv și o atitudine, să zic, spiritual rațională îi ajută să se controleze. Nu întâmplător avem această fecioară aici, da? Cred că trebuie să vă calmați un pic emoțiile. Poate ați fost influențați în perioada eclipsei cu 2 săptămâni, când a fost, da? Ați avut niște fluctuații chiar și de tensiune și emoționale care v-au creat niște stări pe care sunteți chemați să le controlați, să le țineți, da? În putere, în control. Dacă nu simțiți că această citire se referă la dumneavoastră, poate voi simțiți față de cineva care are niște tulburări emoționale în această perioadă și simțiți nevoia să-i calmați. Pentru că leul, ce este leul? Este casa voastră a șaptea, a relațiilor. Da? Deci aici este o relație între emoțiile unuia și mentalul celuilalt. Mercurul vostru e un mercur foarte precaut. Poate, mai mult sau mai puțin, aveți mercur în semn de pământ sau vă gândiți la cineva în semn de pământ, fecioară, capricorn sau taur, dar nu e obligatoriu, evident. Poate vă gândiți că ați investit într-o relație și e cazul să vă odihniți un pic, măcar să nu vă mai faceți griji, să nu vă mai consumați energia, da? Energia, emoțiile, până nu vedeți primele roade. Că e vorba de o relație, că e vorba de o relație la servici pentru că avem monede, rămâne de văzut, voi aștept să comentați. Poate o situație legată de jobul vostru. Ați muncit la un proiect și acum vă calmați, așteptați rezultatele. Poate unii dintre voi vă gândiți la o investiție. La o investiție. Oricum, cum vă manifestați în public și în această relație, vă manifestați ca un om victorios. Aceasta e o persoană victorioasă. Dacă nu sunteți voi, poate să fie o persoană în semn de foc, dacă tot îl avem aici. Poate să fie o persoană în semn de foc, leu, berbec sau săgetător, care tocmai a avut o victorie. Dar cred că sunteți dumneavoastră. Repet, în cazul în care nu sunteți dumneavoastră, cineva în mediul în care vă învârtiți, profesional, familiar, a avut o victorie și poate a devenit un pic prea mândru. Prea mândru, a uitat de unde a plecat. Spun asta pentru că avem și un leu aici și leu adesea, da, trebuie să e obsedat de putere, trebuie să-și controleze niște tendințe. De ce apare în citirea voastră? Nu știu.
Deci vă este frică de turn. Vă este frică de o ruptură, de o separare. Deși mai există o altă variantă. Simt că unii dintre voi, nu toată lumea, evident, aveți de-a face la locul de muncă sau în familie cu cineva care e un pic cam arogant și trebuie să îi temperați într-un fel. Poate să le vorbiți într-un mod mai pământean, să-i mai aduceți cu picioarele pe pământ. Și să le temperați impulsurile emoționale. Poate sunt prea mândri, repet, și trebuie să-i temperați, că doar sunteți semn de aer. Ce vă doriți? Vă doriți ce poate oricine să-și dorească. O familie fericită, o relație fericită, la serviciu, acasă, dar aceasta este imaginea familiei perfecte. Nu vă doriți despărțire, vă doriți fericire. Poate aveți o petrecere în curând, că tot avem cupe, o petrecere la care se poate bea, pentru că și persoana de, care v-a apărut în etalare are în martele lor, în casa lor a 10-a 9 de cupe, poate mergeți împreună cu partenerul la o petrecere la care ar putea să bea prea mult. Oricum, amândoi aveți două cărți foarte pozitive și și faine. Dar totuși o să rămână să meditez un pic în pauză, pentru că pentru finalul lui februarie, să nu neapărat final, dar ca și reușită. Reușiți să vă detașați. Aceasta este cartea detașărilor emoționale. Și nu prea înțeleg de ce apare și o să încerc să caut o clarificare. O să păstrez Marea Preoteasă, da? Se păstre și pe aceștia doi? Nu. Nu mai păstrez nimica. O păstrez în memorie. Să vreau o clarificare pentru asta. A picat prea repede. Clarificare pentru 8 de cupe, vă rog frumos. Clarificați. Frumos. 8 de cupe. Regina de cupe. Regina de cupe. Clarificați, vă rog frumos, puterea. Doi de băte. Vă rog, clarificați în trei de spade. Uf. Trei de spade. Patru de cupe, vă rog. Și da, acum tot am clarificat, o să citesc în partea a doua restul.